Declarații șocante în plină război. Rusia are forța necesară de a-i pune la punct pe dușmanii conduși de SUA, iar Moscova va dejuca complotul rusofob al Occidentului menit să distrugă Federația Rusă, a declarat unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui rus Vladimir Putin. Dmitri Medvedev, care a fost președinte al Federației Ruse în 2008 până în 2012 și care în prezent este vicepreședintele Consiliului Securității Rusiei, a spus că SUA a alimentat o rusofobie dezgustătoare în încercarea de a îngenunchea Rusia și apoi de a o distruge. Aceasta nu va reuși. Rusia are forța de a-i pune la punct pe toți dușmanii noștri impertinenți, a spus Medvedev împotriva Agerpres. Miercuri, președintele rus Vladimir Putin a declarat că operațiunea sa militară din Ucraina este un succes și că Moscova nu va lăsa această țară să devină un cap de pod pentru acțiuni agresive împotriva Rusiei. Pentru a 22-a zi, Ucraina luptă și se apără rezistând în fața ocupanților ruși care bombardează orașele și localitățile ucrainene și au ucis un număr mare de civili, distrugând infrastructura țării. În aceste 22 de zile de război, forțele ruse au ucis mai mulți civili față de militarii ucraineni care au murit în luptele duse împotriva inamicului. Forțele armate ale Ucrainei, forțele de interne, apărarea antiteroristă, voluntarii și locuitorii civili ai Ucrainei opun o rezistență acerbă în fața inamicului rus și de cele mai multe ori recurg la contraatac. Forțele inamice ruse nu au reușit să avanseze mult în teritoriul țării.